Bun găsit, stimați telespectatori, suntem la emisiunea Viața Gorjului. Invitatul nostru de astăzi, sau invitata noastră de astăzi, este doamna Ofelia Tulpan, sau domnișoara Ofelia Tulpan, directorul Centrului Județean de Asistență Psihopedagogică Gorj, căreia îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Bine v-am găsit, mă bucur pentru invitație. Și noi ne bucurăm că vă avem ca invitată. Am început cu o mică bâlbâială pentru că această instituție e puțin mai deosebită și în același timp poate mai puțin cunoscută în afara domeniului școlar, domeniului educațional. Cred că ar fi bine cu asta să și începem. Ce este de fapt acest Centru Județean de Asistență Psihopedagogică, cu ce se ocupă el? Și poate ne spune și cât de vechi este această instituție, pentru că sunt denumiri care au apărut în ultimii ani pe fondul acestor etape de reformă care nu se mai termină în ultimii 25 de ani. Da, Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Gorj este o structură a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj. CJAP, pe scurt, a existat încă înainte de anul 2000, dar în 2006 s-a înființat instituția mai mare, numită CJRAE, pe scurt, acum, din care noi suntem structură. Din 2006, așa cum vă spuneam, ne numim structură, nu mai avem personalitate juridică, ci doar CJRAE are personalitate juridică. Suntem structură în această instituție și ne ocupăm de coordonarea, monitorizarea cabinetelor de asistență psihopedagogică existente în unitățile de învățământ și a cabinetelor interșcolare, pentru că avem și cabinete într-o singură unitate, iar cabinetele care deservesc mai multe unități de învățământ se numesc cabinete interșcolare. Avem chiar și 3 unități pe care deservesc un cabinet. Așa cum probabil dumneavoastră știți și cei din învățământ, un post de consilier școlar se înființează doar dacă există într-o unitate de învățământ cel puțin 800 de elevi sau în mediul preșcolar cel puțin 400 de preșcolari. În cazul în care nu există, se multiplică numărul unităților ca să formeze acest cumul de elevi. Și de fapt aici apar și diversele probleme, mai ales în mediul rural, unde avem un consilier la mai multe școli, de multe ori chiar la distanță, aflată, da, o rază mai mare aflate una de celălalt. Corect. Pentru că vorbeam de această instituție care, iată, are totuși o existență destul de lungă, chiar și cu personalitate juridică la un moment dat, este o instituție care înfruntă, de asta și denumirea, de această temă care ne-am ales în provocării educaționale ale prezentului, pentru că practic vă confruntați cu cele mai importante probleme care se ivesc și în lumea școlii. Cele colaterale procesului de învățământ, dar foarte importante. Avem de la copii cu probleme materiale până la copii a căror părinți sunt plecați afară și au un anumit risc, provocă un anumit risc, ca să nu mai vorbim de aceste tendințe care le vedem în viața contemporană, violență și multe alte lucruri pe care școala de multe ori nu este pregătită efectiv, oamenii de la catedră, profesorii ceilalți, pentru că și aceștia pe care îi aveți dumneavoastră, acești consilieri școlari, practic sunt tot profesori, nu sunt pregătiți să facă față. Practic veniți să completați această lipsă a școlii românești din acest moment. Da, la momentul actual, din păcate, nu acoperim toate unitățile școlare din județul Gorj. Avem doar 43 de cabinete, dintre care 34 în mediul urban și doar 9 în mediul rural. Încă vrem să ne extindem și dorim ca directorul unității de învățământ să fundamenteze clar obiectivele pentru înființarea unui nou post de consiliere acolo unde este cazul. Ne dorim să știe publicul larg că Centrul de Județean de Asistență Psihopedagogică Gorj deservesc celelalte unități care nu au profesori consiliari în unitate, deci dacă sunt solicitări, noi mergem în anchetă și intervenim acolo unde este cazul, deci deja avem solicitări și mergem atunci când este nevoie. Așa cum ați spus,
elevii se confruntă cu probleme ca și orice om din societatea asta, în funcție de factorii sociali, care știm bine cu toții, creșterea șomajului, plecarea părinților în străinătate pentru a găsi un loc de muncă și a finanța oarecum familia, școlarizarea copilului și așa mai departe. Și noi facem în centru, suntem 5 consilieri școlari, elaborăm astfel de programe de prevenire a comportamentelor de risc pe care consilierii noștri școlari din rețea, din cabinete, le implementează și în urma acestor programe, proiecte, campanii, poate chiar concursuri care au ca scop conștientizarea unor anumite probleme și cum să... cum deci, să prevenim anumite emoții disfuncționale, cum să ne comportăm în anumite situații criză. Asta facem. Cel mai mult încercăm să prevenim apariția lor. Când e vorba de intervenție, recomandăm să meargă la un specialist, de regulă un psihoterapeut, un psiholog într-un cabinet individual sau medic psihiatru dacă e nevoie. Da, a spus un lucru foarte important și e bine să-l subliniem. Faptul că acești consilieri școlari, consilieri psihopedagogici până la urmă, din școli, nu sunt acei psihologi care fac un tratament, pentru că de multe ori părinții care se confruntau copiii de la cei cu nevoi speciale, dar mai activi sau alte lucruri, până la cei chiar cu handicap de un anumit tip, care sunt încadrați pe învățământul de masă, pentru că sunt... avem foarte multe cazuri în județul Gorj, așteaptă de la consilierul școlar să fie acel psiholog cu toate, adică să trateze absolut de la A la Z această situație, ori acest lucru nu poate că nu s-ar pricepe, să zicem, dar nu este specializat omul respectiv pe asta. Nu are competențele necesare și nici sistemul nu permite să folosim anumite terapii în cadrul consilierii. Deci noi, ca în fișa postului, nu avem voie să intervenim psihoterapeutic. Da, păi aici e foarte mult de subliniat, pentru că părinții de multe ori așteaptă extrem de mult de la consilierul școlar și iată, el nu poate să depășească anumite limite pentru că nu-i dă voie legea. Da. Și a doua problemă, și ne întoarcem la ce spuneați mai devreme, să ne gândim că învățământul rural din Gorj, unde sunt mii de copii, avem doar 9 cabinet. Da, 9 cabinet. Extrem de puțin. Da. Ca să nu mai vorbim că, fiind la mai multe școli fiecare, poate ajunge într-o școală o dată pe săptămână, da, pentru prin rotație, că, da, că nu are cum să ajungă. În funcție de numărul elevilor din școala respectivă, se face o pondere pe ore. Și așa, poate cum se știe, un profesor consilier pe lângă orele de consiliere mai are norma didactică și cele 4 ore de predare și atunci îi rămân doar 14 ore care să le împartă eficient între cele 3, poate chiar 4 unități de învățământ pe care le deservește. Da, de multe ori în rural, că revin pe această problemă, cred că în centrele urbane lucrurile acestea se simt mai puțin, în sensul că avem, fiind la un loc copii, demersul mai eficient. Dar dacă ne gândim că sunt consilier școlar la mai multe școli, petrec foarte mult timp pe drum, deci pe drumul acesta dintre școli, ce să mai vorbim de activitatea efectivă. Da, de obicei orarul se stabilește în așa fel încât 2 zile să fie prezent în școala X, o zi în școala Y și alte 2 poate în școala a treia. Suntem la momentul când vorbim de activitatea aceasta care se desfășoară în școli, pe acești consilieri școlari pe care îi coordonați. Cu ce se confruntă ei? Pe lângă problemele, spuneam, inerente acestea, că sunt foarte puțin la numărul de elevi, adică logica pentru orice om normal, și mă refer la unul care vine din învățământ, să ai o activitate destinată la 800 de copii este enorm. Practic, nu cred că reușești să-i cunoști în ani de zile și oricum ei se schimbă cu fiecare generație ca să poți să ai un demers eficient. Se intervine de multe ori pompieristic pe cazurile mai dificile. Însă, ce alte probleme întâmpină reprezentanții dumneavoastră la nivelul școlilor? Ce ați identificat în ultimii ani de când conduceți această instituție? Bun, înainte să vă răspund la întrebare, vreau să precizez că
Nu toți cei 800 sau 400 de preșcolari, deci 800 de elevi sau 400 de preșcolari, trebuie să treacă prin cabinetul consilierului. La începutul fiecărui an școlar, profesorul consilier școlar identifică nevoile de consiliere ale elevilor sau preșcolarilor pe baza unor fișe cu ajutorul diriginților, educatorilor și în urma acestor identificări se face programarea ședințelor de consiliere. Ceilalți care nu au nevoie de consiliere individuală participă la proiecte și campanii în cadrul consilierilor de grup și atunci undeva se contrabalansează perioada, să zicem, de consiliere la cei extinși, da, la cei 800 de elevi sau 400 de preșcolari. Mă gândeam aici, de asta spusasem ce puțin ați precizat acum. E un fapt, la nivelul Gorjului, în anii trecuți, au fost identificați peste 1000 de copii a căror părinți sunt plecați în străinătate. Am înțeles că cifra chiar a crescut în ultima perioadă. Practic, din acești copii, poate o mare parte din ei ar fi avut nevoie de o atenție specială. Cei care au ridicat, să spunem așa, nevoie, ați sesizat acest lucru, probabil că s-a intervenit. Dar nu se putea să efectiv la toți 1000 și ceva sau 2000, pentru că, iată, da, sunt doar 40 și ceva de oameni. Plus că cel consiliat nu vine din obligație, vine din proprie inițiativă sau la recomandarea profesorului diriginte sau părintelui, dacă e cazul. Mai apar, de exemplu, relații conflictuale între părinte-elevi și atunci vin împreună la cabinetul de consiliere sau apar relații conflictuale între elev și profesor. La fel, se lucrează în echipă. Există relații conflictuale între elev-elev și atunci la fel se face un demers în care consilierea se bazează în tandem, da, pentru cei doi aflați în conflict. Sunt anumite cazuri în care se face consiliere de grupe anumite problematici. Să zicem că sunt într-o școală cei care absentează mai mult decât ceilalți. Se iau toți acești elevi pe problematica respectivă, se face consiliere de grup pe problematica respectivă, indiferent că doi sunt de la clasa a 9-a, doi de la clasa a 8-a și așa mai departe. Deci pot fi din clase diferite, dar problematica este aceeași pentru toți. Sau poate să fie dificultăți de învățare și atunci se merge la fel pe consilierea de grup, pe cei de obicei se face pe minim 10 elevi, pe maxim, pardon, 10 elevi într-o consiliere de grup, pentru că altfel ar deveni ineficientă. Trebuie să ai timp să vorbești cu toți și să provoci o schimbare mică în fiecare ședință. Avem însă o problemă și asta e identificată în societatea românească, nu neapărat doar la nivelul școlilor. De multe ori, chiar dacă ar avea nevoie, copilul, poate consiliat și de părinte, nu apelează la consilierul școlar, cumva de frica celorlalți că l-ar considera nebun sau ceva de genul acesta. E asimilată chestia asta că ar avea probleme psihologice grave sau ceva de acest gen. Dacă vorbește cu consilierul școlar, ne mai vorbim dacă merge la un psiholog. Să știți că eu am observat în experiența mea profesională că nu ne mai confruntăm chiar cu mentalitatea asta. Cei tineri văd altfel problema. Cei mai în vârstă se mai gândesc că dacă mergi acolo ai o problemă gravă. Trebuie să precizăm că consilierul școlar se ocupă doar de persoanele care nu au probleme psihice. Da, cei e foarte normale, da, care au dificultăți la o anumită perioadă, o situație de criză și nu știu, nu găsesc soluția și au nevoie de sfatul unui specialist. Deci nici de cum nu ne ocupăm de persoane care au tulburări emoționale sau comportamentale. Aceia sunt îndrumați spre specialiștii care am zis mai devreme, psihiatru, psiholog, clinician sau... Da, au și sosit câteva mesaje, o să le citim puțin mai târziu. Okay. Haideți, ați vorbit de proiecte, programe pe care le derulați ca instituție și în care sunt de foarte multe ori, după cum a relatat chiar și presa locală, sunt integrați foarte multe concursuri în care intră foarte mulți copii.
Despre ce ar fi? Haideți să amintim câteva din ele, mai ales că unele telespectatorii o să le sune cunoscut, că am mai auzit de ele. Da, probabil. Unele probabil sunt foarte cunoscute, pentru că au fost mediatizate și în presă. La nivelul semestrului întâi, pentru că noi facem rapoarte de activitate și pe semestru și la sfârșitul anului școlar, am făcut o statistică și am observat că la nivelul celor 43 de cabinete s-au implementat programe, campanii, concursuri educaționale în total de 44. Dintre acestea, două au fost naționale, deci nu le-am elaborat noi, ci am făcut parteneriate cu alții. Au fost și regionale 2 și județene 17. Cele județene, vreau să precizez că sunt elaborate de consilierii din Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică, pe care, în oferta educațională, profesorii consilieri din cabinete pot să opteze. Eu vreau să implementez anul acesta școlar proiectul X, Y și Z și își aleg, noi le trimitem scenariile de activitate și monitorizăm activitatea proiectelor. Pe lângă acestea, există și programe, proiecte, campanii inițiate de colegii noștri din cabinete și acestea au fost 23 la număr, care au fost implementate doar într-o școală, nu au fost la nivel de județ în mai multe școli. Și acum vă dau citire așa sumar că celor mai cu cei mai mulți elevi care au beneficiat. Deci, impactul cel mai mare. La nivel județean, da. Cel mai mare impact a avut o campanie pentru prevenirea pericolului consumului de droguri și din rapoartele noastre a reieșit că au fost beneficiari, au beneficiat de această campanie 2080 de elevi. Da, foarte important că am avut în Gorj, doar în primul semestru, cazul Mătăsari, cazul Rovinari, unde tineri de liceu, adolescenți, au fost în zona liceului prinși consumând sau au avut probleme medicale consumând aceste etnobotanice sau chiar droguri de... Da, repet, noi facem campania asta să prevenim și nu, nu să... Eu vreau să spun că e nevoie, da, e clar exact. Că e nevoie de, în condițiile actuale, da. O altă campanie care a avut succes în județul Gorj a fost campania prevenirii traficului de persoane. La nivel de județ avem și un grup de lucru instituțional, cu mai multe instituții prin care face parte și prefectura județului Gorj și Direcția de Protecție a Copilului Gorj, Inspectoratul de Poliție Gorj, Inspectoratul de Jandarm, deci mai mulți membri din mai multe instituții lucrează în acest grup și fac proiecte pentru prevenirea traficului de persoane și la nivelul ăsta s-au implementat activități în sensul acesta și au beneficiat 630 de elevi. Un proiect educațional pe care l-am elaborat noi ca și centru a fost Puternici, dar nu violenți. Deci acesta a avut ca scop prevenirea violenței școlare la nivelul gimnazial. Și au beneficiat 454 de elevi, dar și 151 de părinți. Asta înseamnă că au fost implicați mai mult părinții și în activități și în anumite consilieri de grup, consultanțe și așa mai departe. Un alt proiect foarte bine cotat a fost și Pași spre viața de liceu, care se adresa strict claselor a 8-a și au implementat acest proiect 12 unități școlare din învățământul Gorj, deci au beneficiat din 12 unități 840 de elevi. Ceea ce este un lucru bun, înseamnă că sunt interesați. Deci, dintr-o generație, practic 25% din copiii din generația respectivă au beneficiat de această proiect. Da. A mai fost o campanie foarte de impact, cu 2489 de elevi beneficiari, 12 părinți și 51 de cadre didactice care s-au implicat în Săptămâna Toleranței și Integrării. Tot o campanie la nivel județean oferită de CEJAP în școli. Și nu chiar deloc de neglijat a fost și prevenirea violenței în școală, cu 556 de elevi. Da, și aceasta o problemă care acum nu mai este tratată doar de CJAP, nu mai e tratată doar de acești consilieri școlari, ci și de poliție și de alte instituții, inspectorat școlar. Da, bine că ați adus vorba. Noi proiectele pe care le facem
avem parteneriate. Deci în proiectul nu lucrăm doar noi, ci avem parteneriate și cu Inspectoratul Școlar Județean, și cu Inspectoratul de Poliție, și cu Inspectoratul de Jandarmi, și cu Direcția de Generală de Protecție a Copilului. Deci cu toate instituțiile care au atribuții în domeniul educației, da. Ceea ce e foarte, și foarte important și mult mai eficient în condițiile date. Exact. Vorbeam de aceste proiecte și aveți, asta e și mai interesant, faptul că aveți un impact direct, adică știm că am ajuns proiectul respectiv, a cuprins, să zicem, cum a spus, 2000 de copii sau ceva de acest gen. Însă, prin partea mediatică, acum ne lăudăm și noi pe partea cealaltă, cu siguranță aceste proiecte au avut un impact mai mare, în sensul că au aflat și alții care nu au fost direct implicați în asta, mai ales că vorbim și de școlile sau unde nu au ajuns aceste proiecte sau nu au consilierii aceștia atât de așteptați, pentru că dacă ar fi să luăm efectivele școlare din Gorj, ar mai fi nevoie, cred că, cel puțin de un număr dublu de consilieri școlari. Nu? Ei, ar fi ideal. Cred că, pe acolo ar fi. Dacă ar fi în jur de 100, cred că s-ar putea face, cât de cât ar putea face față mai bine acestor cerințe. O echipă mai puternică și... Dar, din nefericire, bugetul mic și alte lucruri, nu știu dacă o să fie prea curând rezolvat un asemenea deziderat. Da, sperăm să se poată în viitorul apropiat. Bun, vorbeam de... de aceste activități și ele cred că au un impact și la nivelul competițional, pentru că am auzit și inclusiv colegii, elevii de la mine din școală, auzeau sau de la consilierul școlar sau din media de nu știu ce concurs organizat de CJAP, de CJRAE, de în fine. Despre ce este vorba? Recent a fost un concurs regional în colaborare cu CJRAE Dolj, care punea accent pe promovarea unor atitudini pozitive și pe alternative educaționale pozitive în locul violenței. Se numește, acum va avea loc etapa regională chiar vineri la Craiova, se numește Artă sau Violență, tu alegi, prin care elevii au participat cu melodii populare sau muzică ușoară sau chiar au cântat la instrumente și chiar am participat în juriu și am fost uimită câte talente și câți copii avem frumoși în gol și care știu să aleagă alternativa unui hobby sau unei pasiuni pe care o promovează și poate inspiră și pe alții să facă același lucru decât să piardă vremea în fața blocului sau mai știu eu unde. Da, o să, având în vedere că sunt niște subiecte la nivel național, poate o să discutăm despre mai pe finalul emisiunii. Însă, apropo de aceste activități pe care le desfășurați ca instituție, una dintre cele mai importante, cel puțin așa mi s-a părut mie și cred că ați vorbit puțin, e aceasta de orientare profesională, de orientarea carierii la clasa a 8-a, nu numai prin faptul că aveți acel târg educațional care îl faceți în fiecare an. În luna mai. Dar eu cred că este foarte important, este capital pentru copilul acela de clasa 8-a să facă o alegere corectă, pentru că e tot viitorul lui în joc. Și nu vă întreb, să spunem așa, întâmplător, știu că lucrați chiar la un sondaj pe această temă, știu că nu este gata sau în orice caz... E în lucru. Dar ce concluzie ați ajuns? Pentru că este extrem deci situația copiilor de clasa 8-a, asupra cărora se exercită diverse tentații, diverse presiuni și din partea părinților și din partea cadrelor didactice, chiar și a prietenilor, deci toate aceste forțe asupra copilului de clasa 8-a, că el să facă alegerea corectă și mai este și examenul de evaluare națională. Da. În fiecare an facem acest sondaj al orientării școlare și profesionale, numai că în anul acesta am încercat varianta online, am zis că să ne modernizăm un pic mijloacele de chestionat
și am realizat un chestionar online pe care, la care au răspuns 1980 de elevi din județul Gorj. Am întâmpinat, din păcate, dificultăți pentru că nu toate unitățile școlare beneficiază de internet așa cum ne-am fi dorit. Și pe acte ar trebui toate să aibă internet, asta e altă treabă. Mă rog, au avut probleme puțin la partea tehnică, dar s-a rezolvat în cele din urmă. Și dintre care au răspuns 1008 băieți și 972 de fete. Vârsta medie care, la care am ajuns era 14,3 ani. Printre întrebările la care au răspuns elevii de clasa 8-a au fost următoare. Să zicem, alegem acum care este tipul unității de învățământ pe care dorești să o urmezi după terminarea clasei 8-a. Din cei chestionați, 93,3% au ales să continue la liceu studiile, ceea ce e un lucru bucurător, să zicem, de o parte. Foarte importantă. Da, dar sunt și 131 de elevi care și-au dorit să continue învățământul profesional. Și, na, trebuie să fie un semnal de alarmă că anumiți elevi nu trebuie obligați neapărat să continue studiile la liceu, pentru că ei au aptitudini în anumite meserii și ar fi apți să își formeze o meserie pe care să o urmeze în viitor și din care poate să-și câștige o pâine, nu? Noi, în cadrul cabinetelor de consiliere școlară și profesională, avem și programe de orientare prin care le explicăm copiilor că nu ceea ce ne dorim e și ceea ce putem să alegem în viață și atunci trebuie să se cunoască foarte bine ceea ce pot, da? Și ceea ce vor. Și cu ceea ce putem și cu ceea ce vrem, atunci luăm o decizie corectă, nu doar dorința e suficientă pentru a alege o carieră. Și nu e obligatoriu ca toți să avem o profesie. Foarte bine putem să avem o meserie care să o dobândim și să o cunoaștem foarte bine și să fim experți și să ne fie mai bine decât poate unuia care, nu? Sunt atâția meseriași care câștigă mai mult poate decât un profesionist. Și poți să-și găsească și afară, chiar mai în străinătate, mai ușor cu o meserie bună decât cu nu știu ce studii. Da, eu aș prefera să rămân acasă și să-și deschidă mini, cum se cheamă, întreprinzători din așa mici. IMM-uri sau așa, ceva de genul ăsta. Da, care, problema e că noi avem nevoie de meseriași. Am observat așa pur și simplu personal, când am nevoie de, să zicem, să repar o încălțăminte, că nu prea există multe și cei care sunt în vârstă deja, nu mai avem tineri. Să predea ștafeta, da, exact. Da. Dar de la fel de adevărat este că pe diverse meserii, de la instalatori și până la sudori, electricieni, au cam luat calea Occidentului pentru că era nevoie de ei acolo. Adică da, și-au găsit foarte ușor un loc de muncă bine plătit. Da, și piața noastră pentru forța de muncă e diferită pentru ce există opțiuni la nivel educațional în prezent. Vorbeați de acest sondaj, să zicem că ne dezvăluiți o parte din aceste rezultate, ele nu au fost definitivate. Care ar mai fi alte lucruri relevante din el, din acest chestionar? O altă întrebare din chestionar a fost, au fost rugați să bifeze specializarea sau domeniul pentru care vor opta în cadrul învățământului liceal. Și să vă spun acum din datele rezultate, spun așa că 19%, 19,8, chiar aproape 20%, au optat pentru domeniul filologie, ceea ce e așa interesant. Surprinzător, da, puțin, în sensul că sunt mai puține locuri la filologie față de alte domenii, dar e adevărat, filologia se găsește de la Târgu Jiu în câteva licee până la Novaci și până la Motru. Da, deci e posibil să fie și asta o explicație, sau la Cârbunești. E, să fie o explicație de ce, opțiune, da, de ce se alege această variantă. Da. Da. Țin să precizez că cei care au răspuns sunt doar elevi care beneficiază de un cabinet de consiliere în școală, pentru că profesorii noștri consilieri au derulat aceste investigații, da, online, au
programat elevii și fiecare a venit și a răspuns la chestionar, ce a fost sub drumarea consilierului în unitatea de învățământ, nu s-au dat acasă sau în alt fel. Un alt procent mare a fost 17,6% cei care au răspuns pentru matematică informatică. Deci astea ar fi foarte aproape ca și procente. Următorul ca procent ar fi științele naturii, 13%. Mai apoi 7,8% profilul domeniul mecanică și 5,4% sport, handbal, atletism și fotbal. Și urmează celelalte procente, dacă vreți să mă mai citesc, așa, fără procente, pe locul următor sunt turism și alimentație, economic și au mai spus ei altele, urmează să verificăm noi care altele, încă nu am centralizat toate datele. Ar fi poate interesant din așa, acest chestionar și, și altceva, și anume în momentul când copiii iau o decizie, mai ales la vârsta asta, cine contează cel mai mult în chestia asta? Școala, dirigintele, părinții, să zicem, colegii, mediu în care se învârt copiii respectivi? Am avut o întrebare și de genul ăsta în chestionar. Suna așa, cu cine te-ai consultat cel mai mult în luarea deciziei cu privire la unitatea de învățământ și specializarea sau domeniul? Și au avut de ales o singură variantă de răspuns ca să fie mai clar. Și cei mai mulți, 80%, adică, au răspuns că s-au consultat cu părinții. Apoi, pe locul 2, au răspuns cu prietenii. Pe locul 3 au spus că nu au luat au luat decizia fără să se consulte cu nimeni, ceea ce înseamnă că sunt siguri pe ei, nu pot să cred altceva despre asta. Și ceilalți, restul, au zis cu colegii de clasă sau cu profesorul diriginte sau cu profesorii din școala în care învață, cu rudele și cu profesorul consilier. Deci au avut și ei un rol, dar mai mic decât părinții și prietenii. Că părinții contează în proporție de 80%, cred că este foarte corect procentul. Problema e cât de mult contează părinții, că una e să te consulți și părinții să țină cont cumva de inclinațiile copilului, de ce îi place să facă, și alta e ca părinții să decidă viitorul copilului. Din păcate, chiar dacă poate nu mai suntem ca acum 20-25 de ani, tot avem un procent foarte important de părinți în care spune, dacă eu am făcut cu tare liceu la vremea mea, tu îl faci pe ăla, chiar dacă copilul, să spunem, n-are inclinații, apropo că am vorbit de filologie, are inclinații spre științele reale sau are inclinații spre sport, poate ar face chiar performanță în domeniu, chiar și sportiv, și îl obligă părintele să se ducă la Mate Info, nu știu la care liceu, acolo a terminat el. Da, urmează în mai, așa cum spuneam la începutul emisiunii, târgul de ofertă educațională. În fiecare an are loc și noi acest an avem o strategie nouă și într-o zi din săptămâna în care se va derula acest târg, vrem să mergem în școli și să aplicăm copiilor teste de aptitudini în care să-și dea seama mai clar despre ce interese are el și competențe pentru a opta în cunoștință de cauză și în funcție de asta, nu numai în funcție de sfatul părinților sau sfatul prietenilor. Și ne dorim să conștientizeze că pot să meargă la cabinetul școlar și în această privință, adică să solicite o testare a aptitudinilor. Consilierii noștri pot să facă asta și pot să îi orienteze un pic în domeniul acesta. Numai că ei trebuie să-și dorească lucrul ăsta. Vreau să precizez că tot ce se vorbește în cabinetul de consiliere e confidențial, poți să aibă 100% încredere în consilier, pentru că prin specificul profesiei asta e obligația consilierului școlar și îi îndemn să aibă încredere și să meargă cu orice problemă ar avea, chiar de carieră sau de luat o decizie importantă pentru el, că poate nu numai cariera e importantă, poate vrea să opteze pentru un hobby sau și nu știe sigur dacă îi se potrivește sau să ia o decizie, pentru noi pare minoră, dar pentru el la vârsta lui e majoră, că sigur el se confruntă, se frământă, probabil nu are timp să discute cu părinții din
puținul timp pe care le mai rămân la dispoziție părinților, că așa cum știm cu toții, părinții își ocupă timpul cu joburile sau unii chiar nu sunt acasă lângă ei și atunci e mai greu pentru ei să se consulte. Și atunci au la îndemână acest specialist pe care pot să se bazeze. Bine, când îl au. Când îl au. Dar când nu îl au, pot să sugereze profesorii dirigite să ne telefoneze la Centrul Județean de Asistență să facă o programare și noi putem să ne deplasăm și îl putem ajuta. Da, sunt câteva întrebări interesante, aș putea spune. Una dintre ele vă întreabă așa, chiar direct, fără nicio drăguță, ce se mai aude cu inițiativa Gorjului de a coborâ psihologii, așa spune dânsul, la un număr de 600 de elevi, nu la 800 cum e acum? În păcate nu știu să zic că există un răspuns clar. Este o inițiativă, a rămas la acest lucru. Sper să se ajungă să se scadă, pentru că se vede clar că e dificil să lucrezi cu atâți de mulți elevi. Și nu numai asta, mi-aș dori să se scadă și numărul de ore din catedra obligatorie, cele 4 ore de predare în specialitate, care unii poate au psihologie, unii au sociologie. Și tocmai vreau să precizez că noi nu ne numim psihologi școlari, ca să înțeleagă toată lumea, ne numim profesori consilieri școlari, fiecare avem specializări diferite, unii pot să aibă psihologie, unii sociologie, unii pedagogie, unii psihopedagogie și suntem o echipă. La un moment dat ne consultăm, ne intervizăm dacă avem nevoie unii de ceilalți. Consilierea psihopedagogică este un demers bazat pe modelul educațional și nu pe cel clinic și curativ. Deci mai mult previne, nu intervine ca un tratament, cum de pildă este psihoterapia, care este o altă specializare. Și ne facem cât putem de mult treaba acolo unde ne este indicată sarcina în fișa postului. Și de la nevoie apelăm la specialiștii care sunt în județe atât de mulți, psihologii din cabinetele individuale sau medici. Da, tot referitor la schimbări sau în orice caz tot la o problemă de genul ăsta. Bună seara, mă numesc Alex și întrebarea mea este dacă se va mai schimba ceva în învățământul nostru în acest domeniu. În consiliere? Adică... Bănuiesc că da. De data aceasta ne lasă să ne alegem noi. Dacă eram mai concret, poate puteam să-l ajut. Alex, dacă poți să revii mai cu o întrebare mai clară, că nu aș vrea să divagăm așa, nu știu la ce te-ai referit exact, așa că poate reușești să ne retrimiți întrebarea. Da, apropo de mesaje, altcineva întreabă cum poate să ajungă consilier școlar, cu ce facultate? Cu o facultate din domeniul sociopedagogiei, adică științele socio-umane. Ori psihologie, ori sociologie, ori pedagogie, ori psihopedagogie. Dar de reținut că cei care au doar facultatea se pot angaja, conform examenul titularizare, în școli gimnaziale și primare. Pentru liceu va trebui să mai facă și un master în specialitate. Mă numesc Maria Forfotă, sunt din Mătăsar și am o fetiță de 7 ani cu probleme deosebite de ordin psihocomportamental. Nu a mers la școală, este încă la grădiniță. Ce aș putea să o fac, să o încadrez în învățământul de masă? În cadrul instituției noastre, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj, există un departament, Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională, unde există specialiști care pot evalua copilul și în urma acestei evaluări se eliberează un certificat de orientare școlară și profesională și dacă este nevoie, îl putem orienta în învățământul de masă. Dar trebuie să consulte site-ul nostru www.cgraegorj.ro pentru a vedea acolo cu ce documente trebuie să ajungă până la noi, că se face un dosar în baza căruia se eliberează acest certificat. Și pe site sunt toate datele respective. Un alt mesaj semnat
tot Alex, dar nu este cu același număr, nu știu dacă o fi același Alex sau okay, nu. Ok, vedem întrebarea. Doamna director, nu e o întrebare, e o remarcă, doamna director ar trebui să știe că unii psihologi școlari nu-și fac datoria. Atât. Nu spune altceva. Dacă avem semnale de genul acesta, noi oricum avem la nivel de instituție un plan anual, semestrial, pe semestrul 1 și semestrul 2 de monitorizare a cabinetelor școlare. Mergem la fiecare consilier programat și monitorizăm activitatea acestuia. Vorbim cu directorul unității de învățământ. Deci suntem oarecum atenți la toate detaliile astea. Dacă există anumite suspiciuni, puteți să ne scrie și să ne spuneți mai exact la ce v-ați referit. Da, și un ultim mesaj până, cel puțin până la acest moment. Spune așa, doamna invitată poate ne răspunde și la întrebarea când vom avea psihologi în fiecare școală. În fiecare școală sunt probleme, profesorii nu răspund nevoilor pe care le au copiii. Psihologii școlari, iată că toată lumea numește tot psiholog, psihologii școlari o pot face, sunt pregătiți pentru asta. Așa cum v-am spus, profesorul consilier școlar nu poate să-și extindă sarcinile. În plus că nu are competențele necesare pentru a interveni psihologic. Da? Este o consiliere psihopedagogică, nu psihologică. Psihologii fac asta. Există la nivelul Colegiului Psihologilor atestat de liberă practică pentru acești psihologi. Noi nu putem fi în colegiu pentru că suntem încadrați ca profesori și până nu vom fi încadrați doar în cartea de muncă sau în regulamentul școlar ca psiholog, momentan ne supunem direcțiilor pe care ni le dă Ministerul Educației și statutului personal didactic. Exact. Când va veni probabil schimbarea, că probabil într-un viitor apropiat se va întâmpla și asta, un psiholog școlar poate va deservi aceste unități, dar va fi plătit pentru 8 ore, dar va avea program normal ca orice personal nedidactic și nu știu din ce fonduri se va putea plăti, așa cum știm fondurile Consiliului Local sau ale altor consilii, Consiliul Municipiului Târgu Jiu local și consiliile locale din județ sunt așa cum sunt. Eu sper să se poată. Eu aș vedea în viitor să fie o echipă într-o școală, nu numai un psiholog. Fiecare școală să fie un psiholog, un sociolog, pentru că sociologul ar trebui să se ocupe numai de studii, de cercetări, psihologul numai de intervenție, psihopedagogul numai de metode de adaptare între relații, da? Și atunci ar fi și mai ușor. Am lucrat în echipă și nu ne-am sufoca cu de toate. Deci cu siguranță dacă ne-ar auzi politicii, indiferent de culoarea lor politică, și ar pune mâinile în cap, câți oameni ar fi nevoie ca să facem un demers educațional eficient, foarte bine canalizat. Am lăsat pentru ultimile minute, e un caz în dezbatere publică până la urmă. A trecut, să zicem, proiectul, de fapt a trecut prin respingere la Camera Deputaților, dar Camera Decizională e Senatul. E un proiect prin care mai mulți senatori, deputați, au propus ca să se înființeze școala de vară. Unde, bine, și grădinița de vară, deși acolo cred că e puțin o problemă în sensul că deja există, noi avem grădinițele cu program prelungit, funcționează și în timpul verii. Școala de vară urmând să ocupe cumva timpul elevilor care în unele cazuri se duce la vreo 3 luni în timpul verii și nu corespunde cu, deci concediul părinților este doar o lună, să zicem, undeva la o lună, în timp ce vacanța copiilor este de 3 luni, care n-au situația mai chiar fericită în caz să meargă la bunici sau să fie sub o altă supraveghere, sunt în fața blocului sau rămân nesupravegheați aceste luni de vară, când și vremea aia permite să faci foarte multe lucruri. Uh-huh. Cum vedeți acest demers din punctul de vedere al specialistului, chiar în comportamentul copiilor?
Da. Nu știu foarte multe despre cum va arăta această idee cu școlile de vară. În schimb, părerea mea personală este că o școală de vară aduce beneficii importante pentru dezvoltarea oricărui elev sau licean, să zicem, pentru că îi poate oferi o activitate care să-i placă și care nu e obligatorie ca la școală și îl poate forma din punct de vedere emoțional, îi poate dezvolta niște abilități pe care școala în timpul orelor de curs nu le poate face, doar prin activitățile extrașcolare care le știm cu toții completează actul educațional. Deci din punct de vedere ar fi bine venită această școală de vară, numai că programele ar trebui să fie poate făcute în funcție de și ce își doresc elevii, că e foarte important pentru ei să facă activități plăcute și poate printre acestea să fie și activități de, să zicem, pentru cei care au avut dificultăți în anul trecut școlar, să recupereze oarecum ceva pentru cei care au dificultăți de învățare, să fie ceva în paralel, să lucreze la o disciplină care nu se descurcă foarte bine. De ce nu? Ar fi binevenit. Da, acum ar fi problema și de forța, deci resursele umane disponibile se ocupe de copii și de costuri. Practic se încearcă o soluție fără costuri suplimentare, ori ca să ocup timpul copiilor e nevoie de foarte multe lucruri care și costă, că nu vin cu ele de acasă, suntem totuși în învățământ public, da, până la urmă. De exemplu, dacă ar fi să facem într-o școală de vară un atelier de creație, profesorul ar trebui să aibă la îndemână materialele necesare, pentru că n-ar putea să sugereze elevilor veniți. Dacă nu au posibilitatea să vină cu ele, s-ar putea să nu mai reușească să-și atingă obiectivul. Da, noi ne propusem să atingem și alte subiecte astăzi. Din nefericire, timpul acordat emisiunii noastre s-a terminat, dar vă așteptăm și cu altă ocazie în studioul de la Viața Gorjului. Mulțumim pentru prezența. Mulțumesc la emisiunea și noastră. Și le doresc încă o dată elevilor să aibă încredere în serviciile Centrului Județean de Asistență Psihopedagogică Gorj și CJRAE Gorj, adică Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Gorj. A fost Ofelia Tulpan, coordonatorul Centrului Județean de Asistență Psihopedagogică Gorj. Mulțumim pentru atenție. La revedere!